dimineața! Astăzi începem vlogul din bucătărie, este chiar 9 dimineața și o să vreau să facem un vlog mai special astăzi. M-am și pregătit așa cu verde, am o dimineață specială cu urechiușe de ren. Pregătim astăzi ciocolată caldă făcută în casă. Vai, abia aștept! N-am făcut niciodată ciocolată așa, rețeta aceasta pe care am găsit-o la Jamila Cuisine. Și pancakes, o să vedeți cum o să arate. Și o să începem cu ciocolata caldă și o să avem așa un mic dejun minunat, dulce, fix ca în ziua de Crăciun. Ce ți-ai dorit dimineața când te trezești în ziua de Crăciun? M-am gândit că e o idee bună să încercăm. Deci, mă duc să pregătesc ingredientele și vă arăt despre ce este vorba. Înainte să ne apucăm de rețetă, voiam să vă mai arăt ceva. Stickerele acelea din haul de la Jumbo erau de fapt stickere de geam și le-am lipit așa prin baie și prin bucătărie și acesta a ajuns aici pentru că nu a mers pe ușă. Va trebui să improvizăm altceva acolo. Dar uitați-vă ce drăguțe sunt. Afară e o ceață, Doamne. E groaznic. Mamă, deci geamurile mele mă lupt să rămână curate, dar nu cens. Deci e o ceață afară, Dumnezeule. Deci cu asta mă descurc eu pentru vlogmas. Cam asta e lumina. Încerc să se și vede. Așa. Aha, voi nu vă dați seama, în realitate e super multă ceață. Și e foarte liniște pe stradă. În fața acolo este lacul Mori. N-am mai fost de mult, poate o să mergem într-un vlogmas. Și abia aștept să vină zăpada și o să fie bradul acesta plin, plin, plin cu zăpadă. Aici o să-mi beau ciocolata caldă. Abia aștept să fie gata. Mă duc la ingrediente. Sunt mega entuziasmată, efectiv vlogmasul mă determină să fac super multe lucruri noi și frumoase și chiar mă bucur. Haideți să vă arăt ingredientele pentru ciocolata caldă. Avem așa, ciocolată neagră, 85% cacao. Eu am luat de la Heidi, îmi place foarte mult aceasta, o cumpăr și mult normal. Așa, după care avem nevoie de lapte. Acolo cred că spunea ceva 250 de ml, eu o să pun după ochi, o să mai pun puțin, cred că nu este suficient. Smântână lichidă, eu am luat de la Olympus cu 35% grăsime. Esență de vanilie, am pus puțin mai multă, știu că ar trebui să pun una, aici după gust spuneți voi câtă vreți. Un pic de sare, ciocolată și voie bună! Bun! O să începem să facem rețeta. Am pregătit aici cănile de Crăciun și avem și șervețele din acestea cu moș așa, tematice. Și să vedem, sunt super entuziasmată, să vedem cum iese rețeta. Bun, am adus ingredientele aici. Ce trebuie să facem este să punem toate ingredientele, adică lapte. Da? După care punem smântâna lichidă cu 35% grăsime. Așa, se și vede că e foarte grasă asta. Punem vanilia. La 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 la. Așa. Și sarea. Și lăsăm să fiarbă. Da? Biaște, să amestecăm un pic cu telul, toate ingredientele. Eu o să mai pun puțin lapte, văd că este puțin și puțină smântână lichidă. Și revin cu rețeta finală, când punem ciocolata la final. Gata, fierbe laptele și acum luăm ciocolata. Am pus încă o ciocolată. Sunt două ciocolate Heidi, 85% cacao. Așa. Și am mai pus, după cum vedeți, și lapte și smântână lichidă. Mi-e teamă să nu fie foarte mult lapte comparativ cu câtă ciocolată am pus. Dar e ok, o să fie o ciocolată un pic mai lichidă. Și acum așteptăm să se topească. Cred că nu trebuia să amestec. Din ce știu, rețeta Jamilei spunea să o lași să se topească și apoi amesteci. Eu am amestecat direct. Și acum îi facem spumă. Și e aproape gata.
Deci, efectiv, sunt toată numai ciocolată, numai marshmallow. M-am super murdărit aici. Ia uitați-vă. E super bun așa, marshmallow. Ideea e că vă recomand să puneți zahăr, pentru că a rămas foarte amăruie ciocolata caldă. Dar combinația... Vai, cred că sunt mai ciocolată toată. Atât de mult îmi place. Deci, e foarte bună combinația asta de amar în ciocolata caldă și cu dulcele de la marshmallow, pentru că mănânci marshmallow și după aia bei puțină ciocolată caldă și foarte amară, se completează perfect. Dar dacă nu vă place amar, vă recomand să puneți zahăr, cum recomandase și cum arătase în rețetă și Jamila. Deci este wow! Dar este atât de dulce, Doamne, o să mă îngraș cu vlog măsurile astea. E super bun, super, super bun. Mă duc să fac și pancake-urile, abia aștept. Am revenit cu ingredientele pentru pancakes. Ideea e că eu nu cântăresc, deși am cântar, nu cântăresc cu precizie când gătesc, îmi place să fac așa după ochi. Așa am gătit mereu. Doar dacă e o rețetă mai grea sau ceva, cântăresc, în rest nu. Și ar trebui așa, 250 de grame de făină pentru vreo 5 clătite, ceva de genul, 250 de grame de lapte bătut, am pus un pliculeț de praf de copt, o esență de vanilie, 2 linguri de zahăr, cam 30-40 de grame de unt, 2 mici, dar ar trebui unul în mod normal, și un praf de sare. Cam astea ar fi. O să începem să facem aluatul și să pregătim clătitele. Și acum o să compunem aluatul. Începem prima dată cu ingredientele uscate. Punem făina. Bun. Punem, era să iau laptele bătut, făceam o eroare. Comiteam o eroare. Punem praful de copt. Așa. Zahărul. Și sare. Ne amestecăm. Să iau o lingură. Amestecăm bine ingredientele. Și le lăsăm deoparte. Bun. Punem bolul deoparte și luăm următorul bol. Pentru ingredientele lichide. Să lăsăm acestea aici. Mai departe, punem laptele bătut. Untul topit, pe care l-am topit în prealabil. L-am lăsat puțin să se răcească. Așa, după care punem ouăle. Și mai departe punem vanilia, esența de vanilie. Gata, clătitele, cred că au ieșit vreo 5-6 în total. Ce am făcut eu a fost să le dau forma aceasta, ca să semene cu un de zăpadă și un ren. Și acum o să le aranjăm, o să le decorăm. Prima dată aș începe cu renul. Haideți să începem cu renul. Sper că se vede acolo la voi ce fac, da? Și m-am gândit eu că ar fi foarte nice să facem baza renului de aici, cu ciocolată. Sper să iasă. Sper să iasă ceva interesant. Așa. Cred că trebuie să pun mai multă ciocolată. Nu mă supără deloc treaba asta. Așa. Am murdărit puțin, dar rezolv. Nu e problemă. Și cred eu că aș putea să corectez cu un cuțit. Stați așa, că am eu cuțite mai mult pentru asta. Și un șervețel să șterg aici. Bun.
Haideți să vedem ce iese. Trebuie să se vadă frumos. Și cred că iese. Mi se pare o idee bună și pentru copii. Adică dacă aș fi avut copii, le-aș fi putut face la micul dejun, bineînțeles, încercând să pun mai multe fructe și mai puțină ciocolată, că știu că nu e bine. Sau chiar fără ciocolată. Eu am vrut să vă arăt așa varianta tasty de Crăciun, că ce este Crăciunul fără ciocolată. Așa. Stai să trebuie să sprijine și pe cuțit. Bun. Și acum punem nasul, pe care știți ce putem să facem? Să-l pudrăm. Stați să găsiți să am un plic de zahăr pudră sau un cutie de aici. Și o să pudrez nasul. Cum îl punem aici? Perfect. Mai departe, decorăm și cornițele. Cred că aș putea încerca cu un pic de frișcă. Nasul renului ar putea fi o căpșună. Asta să luăm un cuțit. Putem tăia aici. Nasul renului. Așa. Și ochii lui cu două afine. Așez o afină aici. O afină aici. Și mă gândeam să-i decorez cornițele cu zăpadă și afine, eventual. Stați așa. Unde să încerc eu ca să nu stric? Uite, încerc aici. Perfect. Am mirosit puțină frișcă. Nu e cel mai drăguț lucru, dar am vrut să mă asigur că nu stricăm aici opera. Și asta opera. Stai. Că iese. Nu e așa cum credeți voi. Iese. Ia uite. Super. Să nu stricăm treaba aici. Așa. Degetul întotdeauna e miraculos în bucătărie. Nu scăpăm de el. Nu-mi place deloc să fac asta niciodată. Mi-a plăcut și când eram mică. Mă spălam imediat pe mâini. Dar știu că uneori e inevitabil. Când lucrez cu lucruri mai minuțioase, așa. Așa, și să ștergem aici. Deci eu nu fac asta doar pentru vlog, și în viața reală să știți că sunt așa atentă la detalii. Stai să vă arăt cum a ieșit. Așa ar fi. O să-l filmez eu și acum mai în detaliu. Mai departe, începem asta. Bun. Frișcă din belșug, că doar e un de zăpadă. Vai, deci nu vreți să știți ce am făcut? M-am făcut numai frișcă pe bruză. Gata. Și acum începe. Decorarea unui de zăpadă. Stați să vă filmez, să vedeți rezultatul. Luăm de aici toate. Așa, perfect. Și să vă arăt ce a ieșit. Ia uitați. I love it! E mizerie pe aici, bineînțeles. Dar... ia uitați-vă ce minunăție! Super, super, super! Hai, Sorin, vină să vezi ce a ieșit! Ia, vină! Uite! Oh, no. Ia, uite! Îți plac? Care îți place? Băi, asta arată cam creepy! Arată creepy, nu? Am zis și eu că mi-e frică să nu arate ca un Joker! Dar ăsta e super drăguț! Poți să iei zâmbetul și cumva ai rezolvat din problemă! Iau zâmbetul de pe față! Nu poți să-i faci gura mai mică!
Adică așa apare prea creepy. Am înțeles. Stai un pic, hai să modificăm. Haide, modificăm. Încearcă. Nu că pun una pe frișcă. Hai, pune. Nu. Pui una pe frișcă, nu-ți place, nu? Asta e al tău cu ciocolată. Nu mai pune una pe frișcă. Haide. Nu cred că... Te să-l iei de acolo, să-l rupi și după aia îl pui la loc, cred. Da. Ia, încearcă. Da, bună idee, să-i faci gurița mai mică, nu? Da. M-am gândit că să aibă ciocolată pe gură, că am mâncat ciocolată. Iată. Gata. Dar chiar că e mai puțin creepy acum, da? Bună idee. Gata. Cam asta a fost. Vă plac? Eu o să mai fac, deci e super tare. Și poate dacă nu pune aici. Dacă îl lăsăm așa cu zăpada, am înțeles. E bun? Cam așa arată. Ne apucăm de mâncat. Abia așteptam să și gustăm acum, să vedem. Cred că sunt bune. Eu deja m-am săturat din restul, din ce tăiam. Dar arată super nice. Deci arată super drăguț. A fost o super experiență. Vă recomand să încercați și voi. Oricum, bănuiesc că puteți să faceți un mic dejun pancakes și le faceți așa. Mulțumesc mult că v-ați uitat la vlogul acesta și ne vedem în următorul cu alte surprize, poate și mai frumoase. Zi minunată și seară minunată!